Programul Casa Verde fotovoltaice este pe cale să înceapă. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că programul dedicat persoanelor fizice va demara în 19 mai. Depunerea proiectelor se va putea face însă până în 26 iunie. Apoi vor putea înainta cereri de finanțare și unitățile de cult. Programul are ca scop promovarea energiei verzi prin susținerea persoanelor fizice pentru ca acestea să poată să-și instaleze panouri fotovoltaice. Înscrierea în programul Casa Verde Fotovoltaice se poate face până la 19 mai. În schimb, dosarele se pot depune până la 26 iunie prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție pe site-ul www.afm.ro. Acest program poate fi accesat inclusiv de unitățile de cult. Reprezentanții bisericilor au la dispoziție două zile între 27 iunie și 29 iunie. Potrivit președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, fiecare regiune va avea o perioadă anume pentru depunerea dosarelor. Anul acesta, persoanele fizice se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicației informatice, conform calendarului publicat pe site-ul instituției, fiind alocate câte 3 zile lucrătoare pentru fiecare regiune pentru a preveni un blocaj din cauza supra-solicitării aplicației informatice, a declarat Laurențiu Adrian Neculaescu, președintele AFM. Între documentele pe care trebuie să le încarce solicitantul, persoană fizică, în aplicație, se regăsesc următoarele: actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat și extrasul de carte funciară numai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație. Cu ajutorul panourilor fotovoltaice, un consumator își poate acoperi necesarul de consum și poate livra surplusul de electricitate în rețeaua națională.